Iată, voi încerca un alt fel de editorial, unul direct, poate mai sincer, un editorial vorbit. Ziarul nu îmi impune rigorile de la televizor. Pot să stau cu dumneavoastră la o țigară, ceea ce nu vă recomand. Să faceți, pot bea o cafea și timp de nu mai mult de 5 minute să vă țin de vorbă. Tema acestui prim editorial vorbit ar putea fi formulată în felul următor: mesaj către liberalii vâlceni. Aș începe prin a le spune liberalilor vâlceni că iată, se află pentru prima dată la putere în județ, după atâta și atâta amar de ani, și lumea se așteaptă de la ei la maximă seriozitate. Or, ceea ce pare că vedem este opusul. Este un spirit prea mercantil, prea, cum să-i spun, lucrativ. Oamenii încearcă să câștige din fiecare pas, din fiecare mutare pe care o fac. Nu au genul acela de, cum să zic, mers chiar dacă mai apăsat, mers într-o anumită cadență. Pare că mișcarea lor este o mișcare browniană, ca să mă exprim așa. Liberalii vâlceni trebuie să dovedească faptul că sunt un partid și nu o gașcă, așa cum au început să fie percepuți. Și pot să o fac, pentru că, iată, le aduc un omagiu aici. Foarte mulți dintre ei sunt mai stilați, mai umblați, mai cu personalitate decât adversarilor politici. Totuși nu știu din ce cauză grupul politic PSD pare, cel puțin în Vâlcea, a fi mai solid, a fi mai serios, a avea o viziune mai programatică. Câte vreme liberalii par a fi rămas în stadiul de improvizație. Din partea mea, pentru că sunt un ziarist independent, nu sunt membru al niciunui partid, facă ei ce vor, domnii liberali. Însă, pentru binele județului, este de dorit să-și ia puțin seama la ceea ce vor face. Și asta începând cu liderul lor. Să nu se supere că îi adresez aceste cuvinte directe. O fac spre binele lui și, sigur, spre binele întregii comunități. Asta am vrut să transmit astăzi, doamnelor și domnilor. Ne vom revedea cel puțin o dată pe zi în acest mod. La revedere!